Vă salut, stimați prieteni, am fost acolo, am fost prezent în sala în care s-a desfășurat la Breaza festivalul de folk Umbun, aflat la A30 a 30-a ediție, un eveniment de suflet al maestrului Victor Socaciu după cum cred că ați aflat, domnul Socaciu este internat în aceste zile la spital având COVID-19 în spațiu public au apărut mai multe informații conform cărora la Breaza a fost jale, a fost ceva ce nu s-a mai văzut și anume toată lumea de aici cu COVID, un eveniment desfășurat foarte prost, din dorința de a face lumină, dragi prieteni, și de a, pune, de a spune, de fapt, și de a pune lucrurile pe făgașul normal, pe, să spunem adevărul, de, de, fapt, o să vă povestesc câteva lucruri. Iată ce spunea domnul Socaciu. Lucruri care le-am văzut, le-am simțit, le-am trăit la Breaza. Am fost invitat la festival și am onorat invitația și mă bucur. Un eveniment care a reunit foarte multe nume mari din folcul românesc. Domnul Socacius scria pe pagina domniei sale de Facebook următorul lucru S-a încheiat cea la 30 a ediție a festivalului Ombun Aproximativ 1500 spectatori au urmărit online și de la fața locului deosebit o deosebită desfășurare de forțe artistice și organizatorice Vorbim de efortul splendid a 30 de cantautori care și-au concentrat cele mai izbutite creații în recitaluri Absolut toate performanțe calitative și mai ales emoțional Efortul organizatoric a fost unul triplu față de situația normalității, transmiterea online a necesitat angajări, pregătiri, simulări și crearea, în cazul nostru, a trei locații funcționale, tehnic și artistic. Breaza, Cluj, Napoca și București. De la Cluj, Napoca și de la București s-a transmis online. La Breaza au fost prezenți Câteva, ze câteva, zeci de persoane, 20-30, nu am stat să le număr recunosc, însă s-a păstrat distanțarea socială, a existat un scaun liber între fiecare, a existat un metru și jumătate, nimeni nu s-a pupat cu nimeni. Nimeni nu nu a îmbrățișat, nu a îmbrățișat pe, pe nimeni. Însă, legea spunea că 30%, și spune și domnul Socaciu. conform reglementărilor, doar 30% din capacitatea sării putea fi ocupată cu spectatorii, dar logistica a fost ca și pentru 100 la 100. Nu s-a nu s-a întâmplat nimic deosebit, lumea a purtat mască. Am văzut o imagine pe Pro TV, că am văzut că și Pro TV ul este a transmis că un domn care avea masca un pic mai jos, însă poate a fost o excepție. Dar oamenii au purtat mască, oamenii au fost conștienți, fiindcă nu sunt oamenii conștienți să vină într-o sală închisă și să fie dorni să se infecteze cu acest virus care ne-a ne schimbat viața de un an și ceva încoace Foarte mulți artiști au fost prezenți Iată doamna Maria bă, Gheorghiu a spus că niciun din Cei care au participat din ceea ce știe dânsa La festivalul Ombun nu au avut probleme de uh, sănătate Însă presa națională uh, și nu numai a vorbit despre faptul că Domnul Socaciu s-a infectat la, uh, la Breaza Unde a ținut neapărat să organizeze festivalul Ombun din punctul meu de vedere, a fost un eveniment organizat ca la carte, 30% din capacitatea sălii. Ne-am simțit, spectatorii, pe care m-am numărat și eu, ne-am simțit foarte bine, artiștii s-au simțit foarte, foarte bine. Domnul Socaci a ținut neapărat să, sau a dorit să facă acest eveniment cu public mic, mic de tot, din dorința de a lua, de a primi din partea publicului energie și pe de altă parte artiștii să dar era invitat și domnul Sheikaru din ceea ce am înțeles în ultima seară la finalul festivalului însă domnia sa a refuzat să participe a sosit a venit domnul Dan Beatman care a susținut un recital de uh, excepție evident că ceea ce s-a întâmplat dragi prieteni faptul că domnul Socaciu are Covid, nu este un lucru este un lucru grav, este un lucru trist. Îi dorim multă sănătate și sunt sigur că că își va reveni, va reveni pe scenă, dar am dorit doar să am dorit pe de altă parte să spunem lucrurilor pe nume, să spunem, adevărul despre ceea ce s-a întâmplat la Breaza. S-a pus o ștampilă, așa, domnul la Breaza s-a infectat domnul Socaci, a fost prezent și domnul Ducu Berții, care, slavă domnului, nici domnia sa nu este infectat cu COVID, au fost foarte mulți. Domnul Baniciu a fost, domnul Zil, festivalul a durat 3, 3 zile. Artiștii chiar vorbeau între ei că a fost un eveniment incredibil după o pauză atât atât de lungă. Am vrut să vă sau doresc să vă împărtășesc acest punct de vedere ca om care a participat și care evident că nu am fost acolo să mă infectez cu COVID și am constatat faptul că toată lumea a respectat ceea ce se legislația impune. Domnul Socaciu a mulțumit și celor care au asigurat sala. Așadar nu a fost niciun fel de problemă din punctul meu de vedere este regretabil ce s-a întâmplat cu domnul Socaciu. Vă mulțumesc dragi prieteni pentru atenție. Rămâneți sănătoși.